Pentru cetățenii orașului. În primul rând, eu vreau să vă spun că începând cu luna iulie vom avea a doua sursă de alimentare a orașului dumneavoastră. Știți foarte bine că au fost foarte multe situații când orașul n-a avut apă, pentru că așa stau lucrurile, suntem captivi la crab și când apare o avarie pe conducta de alimentare a orașului dumneavoastră, noi nu avem altă soluție. În felul acesta am reușit să eliminăm acest disconfort și cetățenii orașului vor avea apă 24 de ore în continuu. Afară de acest proiect, am făcut și reabilitarea unor rețele și extinderea unor rețele de canalizare și, de asemenea, stația de epurare. Am reușit să finalizăm aceste două proiecte. Doar proiectul legat de stația de filtrare, care va fi pus în luna a șasea, a pus în funcțiune, va rezolva în totalitate problemele orașului dumneavoastră.